Bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Alex și astăzi vin cu un nou video tutorial în care o să vorbim despre cum anume puteți să creșteți viteza de internet în Windows 10 și nu numai în Windows 10, în toate versiunile acestui sistem de operare. așadar haideți haide să începem pentru că acest video tutorial să nu dureze foarte mult. În acest video vom face câteva setări, vom scrie câteva comenzi, dar de asemenea vom folosi și o aplicație, vom schimba DNS-ul și aceste lucruri sperăm să ne aducă o viteză de internet mult mai bună. Însă vreau să vă spun că viteza de internet nu va fi nici cum mai mare decât cea pe care providerul dumneavoastră vă oferă, așadar fiți atenți la ce contracte semnați în momentul în care doriți o conexiune la internet, cu cât viteza de internet oferită de provider este mai mare, cu atât posibilitatea de a câștiga ceva resurse în plus în această viteză sunt mai mari. Haideți să începem prin a face anumite setări ale Windows-ului. Eu am mai vorbit despre aceste setări. Windows 10 în special consumă foarte mult internet. Pentru că se conectează cu foarte multe aplicații și dorește să știe foarte multe informații de la dumneavoastră. Acesta este un videoclip complet în ceea ce privește setările care vă pot aduce o viteză de internet mai bună. Cu siguranță vor face și alții clipuri de genul acesta, însă aici veți regăsi toate setările pe care le puteți face pentru a vă crește această viteză de internet. Vom merge la setări și vom opri câteva servicii ale Windows-ului 10 care ne pot consuma viteza de internet. Haideți să mergem la sistem și să vedem dacă aici putem să oprim ceva în ceea ce privește consumul acesta. Vom merge mai întâi la notificări și vreau să vă spun că puteți pune acest buton pe off pentru a nu primi notificări de la Windows. De asemenea, puneți și acest buton pe off pentru a nu primi sugestii de la Windows. Ieșim de aici și vom merge acum la Time and Language. Poate că dumneavoastră nu vă dați seama, dar în momentul în care conectați calculatorul să seteze automat timpul online și aici se pierde ceva bandă de internet, așadar puneți aceste două căsuțe pe OFF și aici această căsuță pe OFF. Mergem mai departe la Privacy și aici foarte important aceste căsuțe să fie pe off, nu lăsați aplicațiile să vă folosească ID-ul, nu lăsați aplicațiile să vă folosească contactele pe care dumneavoastră le aveți, așadar, vedeți aici, setările sunt off, vom merge și la locație, la fel, locația să fie pe off, să fie închisă, pentru a nu vă depista unde vă aflați, camera, off, microfon, îl lăsați pe on, pentru că anumite aplicații trebuie să folosească uh, microfonul dumneavoastră, Aici puneți acest buton pe OFF pentru a nu primi notificări. Mergem mai departe. Puneți aici butonul acesta pe OFF pentru ca aplicațiile să nu folosească informațiile cum ar fi imaginile și numele dumneavoastră. De asemenea, nu lăsați ca aplicațiile să folosească contactele dumneavoastră, le puneți pe OFF. Call History puneți și acest buton pe OFF. Mail-ul de asemenea puneți-l pe OFF. Messenger pe OFF și cam atât în ceea ce privește aceste setări, deci ați înțeles, puneți tot, tot, tot pe off, acestea sunt și niște setări de securitate despre care am mai vorbit într-un video tutorial. vă recomand să mergeți în playlistul Windows 10 și veți vedea acolo mai multe clipuri în care vorbesc despre optimizarea Windows 10 și creșterea securității în acesta, deci ați văzut, trebuie să fie cam toate căsuțele acelea pe off pentru a nu mai pierde din lățimea de bandă, pentru a nu se mai strecura internet pe fereastră, să spun așa. Acum va trebui să mergem și să facem câteva setări în conexiunea de internet. Hai să mergem să dăm Open Network Sharing și aici vom apăsa pe butonul Change Adapter Setting, vom da dublu click în funcție de internetul pe care îl aveți dumneavoastră, fie că este pe cablu sau pe wireless, aveți posibilitatea să dați click dreapta și să mergeți pe proprietăți. Uitați-vă foarte bine, cel mai important este ca aceasta să fie singura căsuță bifată, o să vedeți că internetul dumneavoastră va avea o viteză mult mai bună, deci, debifați toate căsuțele acestea pentru că sunt aproape inutile. În momentul în care doriți să aveți o conexiune curată, o conexiune fără pierderi, bifați doar Internet Protocol Version 4, pentru că prin asta primiți dumneavoastră Internet. Aici dați click și mergeți la proprietăți. După cum vedeți aici, eu nu am setat niciun DNS și cred că nici dumneavoastră nu aveți setat niciun DNS. Eu o să vă las în descriere o listă cu DNS-uri. Haideți să mergem și noi să vedem acele DNS-uri și vă recomand să alegeți din această listă un DNS. O să vedeți mai multe, folosiți și dumneavoastră mai multe DNS-uri și care vă oferă o conexiune mai stabilă și mai rapidă, îl păstrați. Haideți să punem și noi un DNS la întâmplare, eu vă recomand DNS-ul de la Google, vom da și noi copii, vom merge și vom pasta acest DNS. Deci 888 era, se va pasta aici și celălalt era 8844, deci vi-l recomand pesta de la Google și după aceea o să vă recomand și DNS-ul Home, o să-l vedeți și pe acela. După ce ați pastat aici DNS-ul, apăsați OK și acum avem setat și acum avem setat un DNS care poate să ne aducă o viteză de internet mai bună. Făcând acest lucru, vedeți și dumneavoastră dacă așa este. V-am spus că o să vă mai recomand un DNS și acesta este, este Open DNS Home. Puteți să-l încercați și pe acesta și de asemenea, v-am spus, puteți să încercați mai multe uh, DNS-uri de aici. Haideți să mergem mai departe și să vorbim și despre alte setări. Acum vom merge în registri și va trebui să scriem două valori. Haideți să scriem run. După aceea aici vom scrie regedit și vom merge în registri, bineînțeles. În lista de registri vom merge la key local machine, după aceea vom merge la software, după aceea vom merge la Microsoft, după aceea vom merge la Windows, apăsați și dumneavoastră tasta W pentru a ajunge mai repede la Windows. La Windows mergem la Current Version și aici va trebui să creem două valori noi. O să vedeți imediat și veți găsi și în descriere valorile pe care trebuie să le creați. Pentru a crea o valoare dați New, alegeți valoarea de 32 de bits și dați un nume. Numele pe care va trebui să îl dăm este Max Connection per Server. Deci conexiunile maxime pentru server, va trebui să-i dăm o valoare, aceasta este 16, dăm OK, deci, de genul acesta va trebui să arate max connection per server împreunat fără spațiu, prima valoare pe care am creat-o. Acum vom crea o nouă valoare, la fel new și la fel alegem valoare de 32 de bits și de data aceasta îi dăm uh, numele de max connection 1 bară jos 0 server și de asemenea îi vom pune valoarea de 16. Vom da OK, vom da restart la calculator, dat bineînțeles la final, după ce facem toate setările, voi închide această fereastră și vom trece la următoarea setare care, sper, să vă aducă mai multă viteză de internet. Acum vom merge și vom modifica o altă setare a Windows-ului, dar pentru acest lucru va trebui să avem acces la căsuța GPEDIT. Am mai vorbit despre acest lucru. Cei care au Windows Home vor trebui să descarce acest fișier GPEDIT despre care am vorbit în acest clip cum oprește update-ul în Windows. Deci veți găsi în descrierea acestui clip și aici dacă vă interesează să opriți update-urile, acest fișier pe care puteți să-l descărcați și puteți să-l instalați, asta bineînțeles doar dacă aveți Windows Home. Vom merge și vom scrie și noi aici run și aici vom scrie uh, comanda gpedit.msc, vom da ok, vom merge la Administrative Templates, după aceea vom merge la Network. După aceea vom deschide acest folder și vom merge la limitarea benzii de internet. Foarte importantă această setare. Dumneavoastră veți avea aici această setare pe No configurate sau dacă veți avea pe enable, veți avea o valoare mult mai mare de 20-30 până la 80%. Va trebui să puneți o valoare cât mai mică, unii spun 0, dar la fel alții spun că această valoare 0 duce ca această fereastră să fie pusă pe nou configurate alții spun 1, eu am pus o valoare de 5, voi merge pe o valoare de 3 și voi da aici Apply. Apăsați aici pe Next Setting, va trebui dacă sunteți pe nou Configurate să mergeți pe Enable și să puneți la fel ca mine 4 urmat de foarte multe zerouri cât vă permite. Dați Apply, și veți avea această valoare la maxim al numerelor de pachete pe care le puteți primi. Deci acestea sunt două setări pe care vi le recomand să puneți aici o valoare cât mai mică, dar să evitați 0 și 1. Eu am pus 3 să fie ok. Dumneavoastră veți avea 20 și aici la numărul de pachete posibil primite, să puneți o valoare cât mai mare. Numărul maxim este acesta cu 4000. Dacă aveți probleme, mai ștergeți dintr-un 0 de acolo și totul va fi ok. Vom ieși și de aici. Următorul lucru pe care vi-l recomand este folosirea acestei aplicații complet Internet Repair. Deci după ce ați schimbat DNS-urile, după ce ați modificat anumite valori, după ce ați debifat anumite căsuțe în conexiunea dumneavoastră de internet, puteți să folosiți și această aplicație. După fiecare setare, vă recomand să faceți un test de viteză pentru a vedea și rezultatele și urmați și pe care eu vi-am spus în acest video tutorial pentru a vă îmbunătăți viteza de internet. Sper că aceste setări să vă ajute să aveți o viteză de internet mai bună. Foarte importante sunt acestea, de schimbarea DNS-ului și de asemenea aceste setări pe care trebuie să le faceți și să debifați toate căsuțele pentru a nu mai pierde din viteza de internet, pentru a nu mai pierde din date. De asemenea, nu uitați aici la setări să mergeți la sistem și la privacy pentru a opri toate căsuțele care vă conectează cu diferite aplicații, cu diferite website-uri pentru a vă afla locația, pentru a descărca, nu știu ce mape și așa mai departe. Puneți-le pe off în felul acesta, conexiunea dumneavoastră va fi mai rapidă. Dacă acest video tutorial vi s-a părut interesant și v-a ajutat, ca mulțumire, nu vreau să dați subscribe la canalul meu neapărat, dați subscribe la acest canal, la Găbulea, este campania mea de sprijin a acestui YouTuber pentru a-l face să nu renunțe și pentru a prinde încredere că lucrurile se pot schimba, că în lumea asta nu există doar hate, există și oameni care te pot sprijini.